Salut, sunt Matei și astăzi este Ziua Internațională a Mediului. Împreună cu cei de la Uber și nou Renault Zoe, am hotărât să surprindem niște pasageri. Haideți să vedem ce s-a întâmplat! Automobil Clubul Român a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru o campanie premiată internațional, în cadrul unei gale desfășurate la Tunis. Suntem în 5 iunie, Ziua Internațională a Mediului, și a venit momentul să aflăm cine este personalitatea eco a anului. Ei bine, este vorba despre nimeni altul decât Doru, care chiar în acest moment se plimbă pe drumul stării în drum spre Afi Palace într-un Renault Zoe 100% electric cu 0% emisii. Felicitări, Doru! Monica, care chiar în acest moment se plimbă pe pasajul Basarab într-un Renault Zoe 100% electric, Franț, care chiar în acest moment se plimbă într-un Renault Zoe 100% electric cu 0% emisii pe Regina Elisabeta. Felicitări, Franț! Costin, care chiar în acest moment se plimbă în zona Grădina Icoanei într-un Renault Zoe 100% electric cu 0% emisii. De domnul Costin. Felicitări, Costin! Mersi! Robert, care chiar în acest moment se plimbă pe Calea Victoriei într-un Renault Zoe 100% electric. Alexandru, care chiar în acest moment se plimbă pe trafic greu către Brâncoveanu într-un Renault Zoe 100% electric. Răzvan, care chiar în acest moment se plimbă în zona Maghieru într-un spre Romană. Ana, care chiar în acest moment se plimbă pe Dorobanți într-un Renault Zoe 100% electric cu 0% emisii. Felicitări, Ana!